care au început acum să facă de vreo 3 anișori. Mâine seară se va difuza emisiunea aceasta și la Năsăud. Pe internet, deja mâine după ora 2 pot viziona. Și dacă dumneavoastră, cei din Năsăud, ați auzit-o pe doamna, vă puteți, nu știu, întâlni. Veniți la Bistrița, dar cred că spiritul de solidaritate trebuie să existe. Și mergem puțin mai departe, să vorbim acum și cu un consilier școlar, să vedem în ce măsură se implică un consilier școlar în această terapie. Anca Gruia, vă rugăm. Implicarea mea e oarecum indirectă și a început prin a o cunoaște pe Ana și a o cunoaște pe Gabi. Gabi, pe lângă Robert, mai are o fetiță, elevă la noi la liceu, în clasa 9. Așa am luat contact cu Gabi, cu problemele ei și implicit cu problemele băiețelului ei. La noi la școală nu sunt școlarizați copii cu autism. Cred că vă dați seama, copiii cu autism nu sunt duși la gimnaziu, dumneavoastră la liceu. Sunteți consilier școlar la Colegiul Național școlar. George Coșbuchi, la Colegiul Național, o școală cu renume. Da, da. Sunt de la clasa 1, elevi până la clasa 12 acolo. Care este rolul dumneavoastră în școală, consilier școlar? Interveniți? Sunteți și psiholog, asistent social? Ce aveți la bază, mă refer, da, pentru această funcție? Ce necesită această funcție? Ce studii? Facultatea de psihologie. Deci psihologia. Da, eu am terminat facultatea de psihologie, sunt membru în Colegiul Psihologilor. Ce pot să vă mai spun relaționat de această tulburare? Ar fi, în primul rând, atenția asupra părintelui. Părintele are nevoie de ajutor. Părintele are nevoie să fie consiliat, să fie înțeles, iar referitor la tulburarea propriu-zisă, un consilier nu poate face prea mult pentru că, în primul rând, el nu are acolo copii cu care să lucreze și pentru că, în al doilea rând, așa cum în medicină există specializări de câțiva ani, și cred că e foarte bun lucru ăsta, și în psihologie au început să apară specializări. Deci nu mai este psihologul ăla care știe să facă orice sau nu știe să facă nimic. Există o persoană care se specializează în psihologie clinică, în urma unui masterat sau unei formări, și care mai apoi face o formare în terapia ABA, în terapia PEX. Mi-a plăcut că ați punctat acolo că ați pus întrebarea dacă aceste terapii sunt experimentate. Începe să meargă și psihologia pe lucrul ăsta, pe modelul medicinei. Încercăm să învățăm lucruri care dau roade. Nu mai suntem psihologi după intuiția noastră. Încercăm să lucrăm cât mai științific și asta cred că e un lucru bun. Știți că înainte de 1990 psihologul nu exista practic în România. A existat până în 70 și, din câte știu eu, până când a fost desființat serviciul ăsta în școli. Nu eram dintre noi. Da, eu nu. Da. Nici eu. Și probabil nici dumneavoastră. Dar, ca și jandarmii, apropo de ce exista și ce nu mai există, nici jandarmi nu existau înainte de 1990, doar undeva, înainte de 1945. Psihologul acum are și un mare rol, e clar, în societate. Dar haideți să vorbim puțin despre rolul psihologului, nu doar în această terapie, ci în general. Cum trebuie să perceapă lumea psihologul și cum trebuie să perceapă lumea psihiatru? Din păcate, și credeți-mă, am stat de vorbă cu psihiatri și cu psihologi, sunt foarte supărați psihologii când sunt asemănați cu psihiatrii și mai supărați, atenție, lăsați-mă că știu ce scriu, mai supărați psihiatrii sunt când sunt confundați cu psihologii. Și am de față un psiholog și un psihiatru și așa să vă întreb, e adevărat, e bazată pe realitatea aceasta, nu știu, nu să zicem concurență, pentru că nu e o concurență. Nu, e o colaborare. Ce face psihologul, ce face psihiatru, ca să stabilim cât de cât niște repere. Ar trebui, la modul ideal vorbind, ar trebui să existe o colaborare și o comunicare foarte bună între psiholog și psihiatru. Acum o să vă spun care a fost primul lucru pe care l-am făcut eu când am ajuns consilier în Năsăud. Am mers pe la clasele de elevi și le-am spus, uitați, eu sunt consilierul școlar, am cabinetul de consiliere, vă aștept acolo și uitați care e diferența dintre psiholog și psihiatru. Deci din start da, ați făcut această dihotomie. Am făcut din start diferența asta. Nu pentru că ne temem unii de alții sau vrem neapărat să ne diferențiem, dar e bine să știe lumea la ce se poate aștepta de la un psiholog și la ce se poate aștepta de la un psihiatru? În ce cazuri apelează la unul? Spuneți-le încă o dată, că poate unii chiar nu știu și chiar, credeți-mă, mulți nu știu, că e normal să fie așa, nu? Toată lumea e informată în acest domeniu. Deci, psihologul ce face? Poate o să-mi permiteți să mai fac o clasificare. Sigur sub că vă permit, vă rog. În primul rând, și psihologii
ca și medicii, sunt specializați în diferite domenii. Eu, de exemplu, am atestare de la Colegiul Psihologilor pentru Psihologia Muncii și Organizațională. În același timp, sunt consilier școlar, datorită studiilor pe care le-am absolvit. Mai există o mulțime de specializări, psihologie clinică, psihoterapie. Deci nu aș putea vorbi la modul general despre ceea ce face psihologul. Aș putea face o diferență, și aici cred că mă poate ajuta și domnișoara psihiatru, între ceea ce face psihologul clinician, care se ocupă de cazurile grave, de patologie psihică, și ce face psihiatrul. Psihiatrul lucrează pe un model biomedical. Zic bine? Aici, deci, cred că a trebuit să intervine. Aici intervine psihiatrul, da, pentru cred că e atât de sensibil firul și deja nu, eu încă n-am reușit să înțeleg, credeți-mă, eu încă n-am reușit să înțeleg care e exact diferența așa cum ne-ați explicat-o până acum. Haideți să înțeleagă oamenii exact. O să mă și spun acum, deci să zic așa, băbește. Păi, cel mai bine este să traducem în limbajul poporului. Deci psihiatrul este un medic. Deci asta e, deci este medic psihiatru. Psihologul este... un psiholog, dar nu e medic. Păi nu este medic, tocmai asta. Și deci medicul se ocupă cu cazurile patologice. Adică patologice, traduceți puțin. Cu boli. Am înțeles, deci cu boală. Bolile psihice, bolile sufletului, dacă le spunem mai metaforic vorbind. Acum și când merge în armată, iubitul, am boala sufletului, zice o femeie că e bolnavă de dor. Dar una e când mergi la spitalul de pe Someșului. Deci acolo e boală. Păi puteți să fiți depresii și care pot merge asta, până la asta ideea, cum se numește boala cea mai gravă în depresie. Schizofrenie gravă, da. Care este, deci, altceva, deci este o boală, să zic așa, deci mai gravă, care necesită clar altă terapie. Deci nu putem vorbi de... acum, deci noi vorbim la modul general. Deci asta încerc să vă spun. Dar noi, psihiatru, trebuie să colaboreze cu psihologul și mai ales cu psihologul clinician, într-adevăr, mai ales dacă noi suntem, dacă avem și... să zic așa, deci patru, deci avem și spital, deci lucrăm în spital, deci clar că avem nevoie de un psiholog clinician care să ne ajute pentru stabilirea coeficientului de inteligență și pentru alte lucruri care ne vin în întâmpinarea diagnostic. Deci pentru a pune un diagnostic, a stabili un diagnostic corect, avem nevoie și de psihologul clinician. Deci de colaborare. Dar asta, deci nu înseamnă că nu avem nevoie și de consilierul școlar, nu avem nevoie și de ceilalți psihologi. Deci noi avem, deci trebuie să fim o echipă și asta este important. Nu trebuie să fim foarte sensibili, cum a spus dumneavoastră. Important este să colaborăm. Nu, dar există, nu știu dacă știați și credeți. Nu, acum, haideți să nu mai glumim, există. Nu toată lumea e la fel, dar există. Dar important este că trecem peste aceste... orgolii profesionale, să nu se le numim. Și să vedem care este, de fapt, rezultatul. Pentru copiii noștri, am înțeles. Latura pediatrică, ca să avem rezultate cât mai bune și să facem ceva pentru ei și pentru părinții. Și mai ales atunci când se poate. Asta e foarte important, de aceea aș vrea să continuăm discuția. Vă mulțumesc că ați răspuns provocării mele. Totuși, e important să se știe când merge omul la psihiatru, când merge la psiholog. Deși la psiholog cred că e mai important să mergi mai întâi, că dacă ajungi la psihiatru e mai grav, adică... sau nu neapărat. Acum, deci nu o să demitizăm lucrurile, acum ce facem? Deci rămânem în același stadiu. Deci asta încerc să... Păi spuneați că la spital, medic, nu? Că zici medic are un cabinet sau la spital. Păi da, deci este un... asta încerc să vă spun. Sau este și cabinete private de psihiatru, nu? Sigur că da, sunt cabinete private, sunt acum de toate, că în fost suntem, trăim într-o lume democrată. Bani mai puțin, da? Banii, asta este să facem ceva, chiar dacă nu avem, suntem mai săraci. Odată și odată am să vă chem în emisiune să vorbim doar despre această psihiatrie și psihologie și să aprofundăm ce înseamnă psihiatrie și psihologie. E un subiect interesant pe care merită să-l aprofundăm, nu să-l tratăm așa, doar lateral, colateral, cum am făcut acum. Dar destul cu psihiatria și psihologia, mergem la asistență socială. Să rămână încă o dată. Bună seara. E vorba de Maria Campan. Pentru invitație. Bună seara din Bistrița. Din Bistrița. Care e rolul asistentului social? Rolul asistentului asistent personal. Vă scuzați. Da, aici, pentru că se face mereu o confuzie între asistent vedeți, social tot și... e vorba de confuzii, să le clarificăm. Ca și da. Între psiholog și psihiatri, cam așa se face și confuzia. Și e foarte mare, deci să fii diferența. Asistent... Da, e foarte mare diferența să fii asistent. Pentru că a fi asistent personal înseamnă a lucra cu o persoană cu dizabilități sau care în cazul nostru autist, de asistență, da, de asistență 8 ore. Iar asistenții sociali sunt cei care își au copii sau persoanele cu handicap.